Salut, eu sunt Victor și bine v-am găsit la primul vlog de canal. Astăzi vom merge la meci la Craiova. Sper să câștigăm. Și haideți că mă duc la microbuz. Ne vedem acolo. Și am ajuns noi la microbuz. Era să-l pierdem. Era, chiar că era și să-l pierdem. Nimerisem în cel de București, acum eram pe drum, eram pe autostradă, așa. Haideți că mai pun câteva filmări de pe drum. Voi mai pleci de la mall și mai ales de la stadion. Am ajuns la mall. Nu știu ceva de mâncare și ne vedem cu o nouă filmare, oricum pe toate acestea se lipesc. Ne vedem la stadion. Haideți că am trecut puțin și prin Decathlon. Am mai intrat prin câteva magazine. Mi-am luat câte ceva de la Zara. Și mai sunt aici cu nebunul 360. Ia uite. Salut! Salut! Da? Vrea să nu știu ce să-și cumpere un echipament, o minge, ceva de genul. O să vă las din nou canalul lui în descriere. Și haideți, ne vedem pe stadion, să sperăm că ne omorâm pe câini. Da, frate, ar încăpea. Îți spui, tu zici 3, 2, 1 și. 3, 2, 1 și. Na, fraia, uite. Schimbește ce mă cuși. Stai, bine, Victor. Stai, copii, și pe asta. Stai, frate. Și acum? Tu dai cu Dorea Fioroasă. Stai, cum ai dat. Pe lângă. Stai, frate, pe asta. Taci, domn. Mergeam, ce dai înapoi? Peste. Stai. Asta e bară, dar nu știu ce. Cartonaș galben. Victor, te-au prins ăștia în offside. Nenorocitule. Hai, frate, bă, deci asta e cea mai distractivă. Bă, cum mă prins pe mine filmare? Nu, te prind pe tine și pe fratele tău. Da. O să fac, frate mie, o să fac un story time. Eu să vă povestesc cum era să fim frate aici în Craiova. Să-mi pierd și chioganul. Să las cu chioganul, să nu mai mă puteți să se întoarcă acasă. Să-mi cumpăr cruci. Că mă pun sede. Și mi-e cu tete. Dar aici vine tu și dau de asta. Dai pe lângă asta. Dai pe lângă. Un minut, aproape două, că mai sunt câteva secunde. La 3 minute ne oprim. Hai, hai. Hai la două, că deja nu mai pot și vreau să caut și eu chestia aia. La 3, frate. O cumpărăm chestia asta, da? Da. Îi fac în boxe. Asta e nevoie. Haide. Asta mă joc eu. Bine. Când nu te mai joci, o cumpăr. Come on!
mai putut să vă mai pun niște filmări de la meci, nu prea mai aveam nici baterie și așa scorul s-a terminat așa 1-0. A fost frumos. Voi posta acest episod, cred că va apărea astăzi mai pe canal. Sper să vă placă și în zilele acestea, dacă vreți, dacă urmăriți până la final, poate voi face și un story time despre ce mi s-a întâmplat în Craiova. Sunt întâmplări foarte, foarte amuzante. Ok, eu am fost Victor, nu uitați de like și subscribe pe data viitoare.